Ceremonia în localitatea Arbore a debutat cu un omagiu adus eroilor care s-au jertfit pentru țară de către primarul comunei Vasile Dan Tiperciuc. Stimați invitați, azi celebrăm Ziua Eroilor, o zi importantă pentru noi toți, pentru cei care au căzut pentru libertatea noastră. Astăzi, în toate bisericile din țară și din afara țării, se face pomenirea celor căzuți pe câmpul de luptă și se sărbătorește înălțarea de cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se sărbătorește trecerea sa la viața veșnică după ce a învins moartea prin patimile crucii. Este o zi în care vorbim despre puterea de a învinge moartea prin curaj, demnitate, sacrificiu pentru binele omenirii. Noi nu cinstim astăzi doar țărâna eroilor noștri, ci opera lor, care este țara și sufletul lor nemuritor, care este la Dumnezeu. Dar nu-i de ajuns să-i cinstim doar cu respect și recunoștință. În această zi sfântă, ei cer de la noi schimbarea firii prin înnoirea minții, o schimbare a mentalității și a reînnoirea sufletelor noastre, de a deveni mai buni, mai cinstiți, mai muncitori și plini de înțelegere și dăruire. Cred că ar trebui să ne aducem aminte despre idealurile pentru care au luptat ei, pentru a le transmite și urmașilor noștri. Cinstirea, omagierea eroilor, restaurarea monumentelor, îngrijirea mormintelor și punerea lor în valoare prezintă o operă de demnitate națională. În numele Primăriei Comunei Arbore, alăturându-ne astfel întregi comunități, doresc să-mi exprim recunoștința pentru bravi eroi ai neamului românesc care au căzut pe câmpul de luptă, păstrând pentru totdeauna memorie exemplul lor de dăruire. Dumnezeu să-i odihnească pe eroii noștri. Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat!